Și în dimineața asta să binecuvântăm pe Domnul, numele Lui să fie slăvit. Cred că în primul rând au motive cei doi, pentru că Dumnezeu i-a ajutat și în ziua aceasta de bucurie pentru ei dorim Dumnezeu să-i binecuvinteze. Cred că au motive de bucurie părinții, cei din familie pe care am văzut cum cântă cu drag, pe fețele adunării se vede bucurie. Și dea bunul Dumnezeu bucuria să nu se termine odată cu nunta. Să rămână de la nunta asta până la nunta cealaltă din cer, pentru că după aceea nu se mai pune problema întristării. Întristarea nu are ce să caute în raiul lui Dumnezeu. Aș vrea să privim în Cartea Sfântă și dacă tot e nuntă la un dirijor, am pe inimă un cuvânt din Cântarea Cântărilor. Dar nu numai, pentru că toată Scriptura e de folos. Aș vrea, vă îndemn pe toți care gândiți, cum scrie în cartea Nemia, toți cei care sunt în stare să înțeleagă. Îi iertăm pe bebelașii care stau în brațe la alții, dar ceilalți să gândească. Și înțelept este fiecare să gândească pentru sine, în primul rând. Pe ce cade accentul în relația noastră de familie? Știți, într-un cuvânt, într-o exprimare a unei limbi, sunt anumite vocale accentuate și altele neaccentuate. Și este foarte important cum pui accentul, dacă te știi exprima corect. E foarte important și unde pui semnele de punctuație, nu? Poate să rezulte cu totul altceva. De regulă toți încep cu vise. Scrie în Cântarea Cântărilor, capitolul 1, versetul 4, ceva ce poate am rostit sau ați rostit în tinerețe. Trage-mă după tine, haide-mi să alergăm, împăratul mă duce în odăile lui. Se visa regină, nu? Ne vom veseli și ne vom bucura de tine. Speranțe foarte mare. Și pe bună dreptate se spune că cei mai optimiști în ziua nunții sunt mirii. Predicatorii uneori sunt mai rezervați, le spun că viața are și alte nevoi. Părinții privesc cu bucurie, dar și cu teamă, gândindu-se la ceea ce poate să urmeze în viață. Dar iată pe cei doi îndrăgostiți de aici, visând la veselie și bucurie. Aș vrea să punctez câteva accente slabe. Sunt și aceste accente, dar nu sunt cele mai importante. Dacă privim în această scrisoare, în acest dialog mai exact, iese în evidență faptul că s-a pus accent pe frumusețe. Aceasta însemnând admirația trupului celuilalt. Și spicuiesc doar două, trei versete, zice în 1 cu 10, ce frumoși sunt obrajii. Versetul 15, ce frumoasă ești cu ochii tăi de porumbiță. Capitolul 4, versetul 1, părul tău, versetul 2, dinții tăi. Da, mulțumim Domnului că suntem creați după chipul Lui. E normal să pui accentul și să scoți în evidență frumusețea ochilor ei, nu să-i spui, aș fi vrut să ai altă culoare a ochilor, nu? Să-i apreciezi părul cu culoarea care este, înălțimea și întreaga ființă. Spune tot aici, în 7 cu 6, ce frumoasă și ce plăcută ești tu, iubito, în mijlocul desfătărilor. Se mai pune accent, și aici punctăm și noi accentuăm că nu punem accent pe asta, dar în Cântarea Cântărilor se mai pune accent și pe podoabe.
De exemplu, zice în versetul 10 de lănțișoarele de la gât, capitolul 1, șirurile de mărgăritare, 4 cu 9, lănțișoarele de la gât, noi socotim că e suficient de frumos trupul ca să nu mai îl înfrumusețăm. Punem accent doar pe ceea ce este creat. Observați, în vremea noastră este o industrie estetică foarte înfloritoare. Și am citit că românii țin tare mult să aibă operații estetice, în special partea feminină. Li se pare că nu-i suficient să accentuezi valoarea naturală, trebuie să mai accentuezi, dragii mei. Frumusețea este un accent. Este un accent slab. Nu tare. Tot la accent slab mai notez dezmierdările. Spune aceeași carte, capitolul 2, versetul 6, cu tot ce ține de asta, îmbrățișări, cuvinte, să-și pună mâna stângă sub capul meu și să mă îmbrățișeze cu dreapta lui. Păi, trebuie să faci asta, nu? Trebuie să pui accent pe o îmbrățișare. Dar, repet, este un accent slab. Vă spuneam că aici includ și cuvintele. Scrie în continuare în capitolul 2, versetul 8. Aud glasul preiubitului meu, iată-l că vine. Versetul 10. Preiubitul meu vorbește și îmi zice. Și e normal să avem cuvinte de apreciere. Scoală-te, iubito, și vino frumoasă. Capitolul acesta continuă, versetul 4, te arată în fața și fă-mă să-ți aud glasul. Accent. Capitolul 4, versetul 11, miere picură din buzele tale, mireasă. Miere și lapte se află sub limba ta. Dea bunul Dumnezeu să nu-ți lipsească, soră mireasă, că așa scrie aici. Să pui accent pe cuvinte de apreciere. În societatea noastră se spune că femeia este sexul frumos. După Biblie, sunt amândoi frumoși. Și cântarea cântărilor adeverește asta. Apreciază la el, care are o statură ca finicul, este foarte puternic, sănătos, poate să muncească. Accent. Care este bine să fie puse la locul lor și să ne apreciem unul pe celălalt. De ce n-ar fi frumos să ne apreciem și părul alt, nu? Numai nu că am cărunțit și eu. Dar în mod normal cărunțim cu toți. Scriptura se laudă cu un Dumnezeu cu părul alb. Și de altfel nouă ne place culoarea albă. Toate sunt de apreciat. La bătrânețe, când nu mai putem să apreciem atât de mult fața că are prea multe rituri, apreciem părul. Nu scriem proverbe că este o culoană de cinste. Deci tot se găsesc cuvinte de apreciere la ceea ce Dumnezeu a creat și la farmecul dragostei pe care Dumnezeu îl lasă între cei doi. Cuvintele de care abundă acest dialog fac foarte bine sufletului nostru. Spune, la un moment dat aici, vă citesc din capitolul 5, versetul 6. Am deschis iubitului meu, înnebuneam când îmi vorbea. Este sensul figurativ, sensul bun. Era încântată, fă-mă să-ți aud glasul. Așadar, dragii noștri, să nu fim înțeleși greșit, noi creștinii, care vrem să ne conducem inclusiv viața de familie după Biblie, punem accent și pe lucrurile exterioare care au fost create de Dumnezeu. Dumnezeu n-a creat numai bolovan pe lumea asta, a creat o mulțime de flori. N-a creat marea doar cu valurile ei care să spumege și să înfioare, a creat o mulțime de vietăți. Ba, încă atât de mult îi place lui Dumnezeu frumosul, încât și pe fundul mării.
a făcut niște desene interesante. Să încânte pe pești la ochi? Nu știu. Stelele, toate sunt frumoase. Dar rețineți, sunt accente slabe. Aș vrea să accentuez mai mult care sunt accentele tare în relația de familie. Pentru că trăim într-o societate în care se pune accent numai pe exterior. Eram zilele acestea la înmormântare și am spus oamenilor în cimitir înainte de a coborî sicriul în groapă: uitați-vă, dragii mei, cât e mortul de bătrân, îl îmbrăcăm frumos, nu? Îl punem în cerceaf alb, cutiuță frumoasă, deasupra punem flori, marmură. Și am zis, mergeți acasă și din nou o să vă pasioneze numai cele fizice. Mâncare bună, haine, casă, să le avem, da, sunt necesare. Dar accentele cad în relația cu Dumnezeu și unul cu celălalt pe valori mult mai mari. Pentru că, dragii mei, ce valoare este să fie cineva frumos pe din afară, încât să-l admire toată media și pe dinăuntru? Ascultați, vă citesc cuvintele Domnului Iisus Hristos din Evanghelia după Matei, capitolul 23. Citesc de la versetul 23. Vai de voi, sperăm să nu fie și de noi, cărturari și farisei fățarnici. Dar de ce era vai de ei? Pentru că voi dați zeciuială din nismă, din marar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuia să le faceți. Astea sunt accente tare. Dar nu pierdem din vedere nici celelalte accente. Și pe acelea, slabe, nu, să nu le lăsați nefăcute. Dragii mei, când vezi o femeie frumoasă, aranjată, un bărbat bine făcut, doi miri, de-aia toți le fac poze, că sunt frumoși, nu? Deci, da, totul este regulă, dar asta e izma, mărarul, chimen. Și astea sunt bune, nu? Dar nu astea dau valoarea. Astea doar așa, pe deasupra, supă. Dacă nu este conținut, dacă nu sunt vitamine. Spunea Domnul în continuare, și este o comparație dură, de-aia am folosit și eu întâmplarea aceea din cimitir, pentru că și Domnul face o astfel de comparație, versetul 27. Voi sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurăție. De-a bunul Dumnezeu, nunțile noastre să nu seamănă cu o slujbă de mormântare. Deasupra haine frumoase și dedesubt, deja viermii și-au început treaba. Dar din nefericire, așa este la unii, la nuntă. Că imediat după nuntă, încep să iasă lucrurile dedesubt. Și cum zice poetul, încep cu cântece, cu glume, cu zgomote, pahare în spume. Și apoi curând se arată firea și când pe bănci de tribunal cei doi imploră despărțirea, spui problema, e normal. Ce-a fost la început, iubirea? O nuntă în duc de rugăciune e mult mai mult. Când cei ce vin să se cunune nu sunt numai făpturi de tină, ci sunt lumină din lumină, născuți ca rege și regină, ca preori sacri al lui Hrist. Doamne ajută, așa să fie. Alte valori contează. Spune țeleptul Proverbe 11 cu 22, femeia frumoasă și fără minte, cum este? Doamne, ferește, să o scăpăm aici. Și o tragedie. Da? Mai dă Domnul aici o comparație, versetul 26. Curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a bridului, pentru ca și partea de afară să fie curată. Adică sunt unii pahare pictate. Să nu se vadă mizeria dinăuntru. Mă, să nu te uiți pe deasupra, mai bine ai bea cu ochii închiși. Da? Și nu numai mizeria din pahare e problemă. Lichidul. Că în loc de dulceață, e amărăciune. Frumusețea unui tânăr sau unei tineri e dată de frumusețea interioară, la care Dumnezeu, drept
recompensă, îmi pune, vorbind de cazul căsătoriei, adaugă și frumusețe exterioară. Da, întreabă câte un tânăr, dar dacă nu-mi place, cum să mă căsătoresc cu ea, trebuie mai întâi să-mi plac? Da, omule, dar tu te uiți în pahar numai pe din afară, pe dinăuntru nu cauți. Ia analize. Stai și discută. Da, sunt băieți, fete sau bărbați, femei. Sunt buni de văzut, cum zice în proverbe. Dacă ar tăcea, mai zice, arătoși. Când deschid gura, când le afli cazierul, te întreb ce cauți pe acolo. Dumnezeu să ne cerceteze să știm cum să punem accentul pe frumusețea interioară. Asta va face ca pe măsură ce ani trec în viața de familie să nu spui, o bătrânit și nevasta mea, să spui mai frumoasă, a câștigat calități sfinte, blândețe. Asta spune Petru, dragii mei, vă citesc 1 Petru, capitolul 3. Și când să vorbim de asta, dacă nu-l anunț, să fim realiști? Versetul 3, podoba voastră să nu fie podoba de afară, care ne stă în plătitura părului, în purtarea de scule de aur și îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția. La nuntă toată lumea e curat, haine frumos, da, pe dinăuntru. E curat? E curat necurat la unii. A unui duc blând, pe din afară, haine fine, pe dinăuntru. Vezi mai apoi, spunea o beată femeie care zicea, am îmbolnăvit cu glanda tiroidă. A fost bine, ne-am căsătorit. Câteva zile după nuntă, zicea ea, eram și eu nevastă. El mi-a zis, culcă-te, am dormit până mai târziu. Și a venit și n-am auzit când o bătu la ușă. Să spargă ușa. Ce dorm? A zis, m-am speriat. Da? Se poate întâmpla așa, pentru că nu punem accentul pe ceea ce trebuie. Aș vrea să mai pun un accent mai de valoare și despre asta vă citesc din nou din Cântarea Cântărilor. La nuntă e ziua în care se fac promisiuni. S-au făcut și până acum și cei doi vor declara cu atâta emoție, cu încărcătură, dar se va vedea mai apoi dacă e doar o putere hormonală sau una spirituală în declarațiile lor. Zice în Cântarea Cântărilor, capitolul 5, versetul 2, adormisem, dar inima înveghea, este glasul preiubitului meu care bate. Preiubitul acela despre care a zis, fă-mă să-ți aud glasul, nu mai suna, dragă. Și uite, acum a venit noaptea, târziu, bate la ușă, deschide-mi s-o, scumpă, porumbiță, deschide. Versetul 3, mi-am scos haina, cum să mă îmbrac iar? Mare lucru să te îmbraci. M-am spălat picioarele, mă murdăresc chiar, nu șlape acei. Vin până la ușă, afară, atunci, știu eu, nu era dușumea ca acum. El a bătut, a bătut și s-a dus. S-a trezit sărmana că-i frig în pat și zice, băi, s-au bătut la ușă, n-am deschis. Dar cum e posibil una ca asta? Nu-i poveste. Mi-a spus un bărbat, lucrez în altă țară și am vrut să fac soție o surpriză. Am cumpărat flori, să-i duc și am ajuns seara. Mi-am propus să ajung mai repede, era deja ora 11. Am sunat la interfon de jos, locuia la apartament. Și a zis, auzi și mama la mine și sora mea, vezi unde, du-te undeva sau plătește la un loc, nu mai e loc. Mi-am pus din nou florile în mașină și mi-am dus și mi-am găsit loc de cazare. Va să zică ce-o pățit ăsta, au pățit și alții. Dar nu neapărat că te dă afară. Dar tu vrei frumos să o îmbrățișezi? Păi înainte îți spuneai când te iau în brațe că ești în al treilea cer și acum lasă-mă în pace. Trebuia să zici, când a venit apeții, lasă-mă în pace.
O spus Domnul Iisus că numărarul și chimenul, pozele de la început și vorbele în vânt dau valoare. Milă, dreptate, credincioșie, asta se așteaptă. Și apoi s-a trezit sărmană. Scrie aici în versetul 6, am deschis, plecase. Am întâlnit bărbați care a spus, auzi, nu tot umblu cu sărmâna după tine. Te rog. Și o lasă. Cine a greșit? Niciunul n-a fost credincios. Spunea o beată femeie, să fac așa, așa, altfel nu discut. Mai de la început ai fost mai ieftină de cumpărat, ce ai mărit așa prețul? Erai mulțumită cu două vorbe, acum îți trebuie poeme. Dar nu a fost vorba așa de la început. Și s-a dus, că nici el n-a avut accent, n-a avut greutate, l-a dus vântul. Și apoi a rămas singură și a zis, vai, de-ar mai veni, nu mai vine acum, că s-a recăsătorit, s-a dus, gata. Am fost prostă, a zis sărmană. Femeia înțeleaptă, frumoasă și fără minte. De ce pui accent? Spune aici în Cântarea Cântărilor, în capitolul 8, despre dragoste și diavolul Dumnezeu să fie un accent tare în dragoste, ca cei aici, nu doar ca celelalte, că ești frumoasă, ești scumpă, ochii tăi și... Da, bun, ochii, dar inima, părul, dar mintea, să nu fie ca în proverbul românesc, părul lung și mintea scurtă. 8:6, pune-mă ca o pecete pe inima ta, chestiune de interior, accent, pecete, am semnat, m-am angajat, căci dragostea este tare ca moarte, gelozia, jarul este un jar de foc, o flacără a Domnului, apele cele mari nu pot să stingă dragostea, dar cum de la unii o stinge? Ce foc de paie a fost? De se stinge. M-a sunat un bărbat și a spus, frate, vorbește cu soția mea că e în țară, poate vrea să se întoarcă la mine. Nu, frate, nu mai discut, nu mai simt nimic pentru el. Soră, dar am înțeles că ați fost prieteni 4 ani și au vrut părinții să vă despartă că erați liceeni. Da, dar nu mai simt. Accente. Credincioșie, da? Asta a spus Domnul Matei 23:23. Dreptate, milă și credincioșie. Și acestea vi le redau din Cântarea Cântărilor acum spre încheiere. Spune aici în capitolul 1, finalul versetului 4, pe drept ești iubit. În primul rând, faceți dreptate în familie. Ce înseamnă asta? La cât a suferit o femeie prin naștere, la cât a muncit un bărbat, la tot ceea ce se oferă în viața de familie, fii măcar drept și recunoaște-i meritele. Fii drept și răsplătește-i la fel. Mirii aceștia, am discutat cu ei, spun că sunt foarte bucuroși, fiecare vede în celălalt o binecuvântare, o împlinire, zic că e bine. Să nu zici că n-ai făcut o afacere bună. Fii drept de acum și dacă i-ai dăruit ceva, dacă a făcut ceva, recunoaște asta. E atât de dureros când nu se recunoaște în familie meritele celuilalt. Dar se scot în evidență greșelile. Primul rând, fii drept, gândește-te bine. La ce se oferă într-o viață de familie, mai cu seamă când trec ani. Și recunoaște, pe drept ești iubit, ar fi drept să ne iubim unii pe alții. Și Dumnezeu iubește dreptate. Mica 6:8, s-a arătat omului ce este bine, e acolo o întrebare. Să faci dreptate. Nu-i drept. Nu fii părtinitor în viața de familie, fii drept. Dar treci dincolo de dreptate. Am citit în capitolul 5 că nu i-a deschis așa de comod. Dar apoi vă citesc aici versetul 4. Dar iubitul meu a vărât mâna pe gaura zăvorului
Și mi-a fost milă de el atunci. Mila ta nu poate să ajute relația de familie. Pune accent pe milă. A greșit soția? Dă-i cu milă. Soțul tău a mintit undeva, ceva. Bărbații unii sunt mai neatenți. Podobești toată casa și el vine și intră încălțat, sărman. Fii-ți milă. Soția ta a greșit. Femeile sunt mai sentimentale, au specific. Nu-i deschid. Auzi, de ce săraci că stau la poartă la ăștia cu cele ești datoare? Dar de milă. Dreptatea, milă. Fă-i binele acesta, fie-ți milă. Ce a spus vameș? S-a dus la Dumnezeu la templu. Spus, Doamne, dreptate, nici vorbă. Fie-ți milă de mine, păcătos. S-a îndurat Dumnezeu? Vreți să ne îndurăm și noi? Milă în viața de familie. Pe uneori suntem foarte necruțători. Am pus accent pe dragoste, am zis noi, dar dragoste are foarte multă milă. Exemplul lui David în relația cu Mical. Măcar că socru a fost împotrivă, a avut gând rău, fata știa. L-a iubit. Ia fost milă de el când a trimis Saul să-l omoare în patul lui. Zis, urgent, dispare. Împăratul a pus urmăritor pe urmele tale. Mai târziu, când a ajuns David rege, a zis, vreau pe Mical. A zis, Abner, uite, îți dau țara. Deja am dat țara, vreau nevastă. Hai. N-ai ce căuta la mine fără Mical. Te descurci. Și-o dus. Dintr-o zi de supărare, că i-ai zis o vorbă, ce? Așa o repezit-o și o pomenit de socru-s-o și de tot neamul. Păi de fiți milă, măi. Cum se împacă privirile acelea dulci, ochii tăi și apoi o privire necruțătoare, nemiloasă. Doamne, ai milă. Și a treia care era? Credincioșia. Spune aici în 3:4. Abia trecusem de ei atunci când căuta și am găsit pe iubitul inimii mele, l-am apucat și nu l-am mai lăsat până nu l-am dus în casa mamei mele, în odaia celei ce m-a zămislit. Vă dorim, dragi miri, să vă însoțească credincioșia până la sfârșit. Cântarea cântărilor se încheie într-un mod aspirant, dar fără împlinire. Au fost vise la începutul acestei cărți, dar a rămas încă tot vise și unii nu mai cred nici măcar în vise. Scrie în ultimul verset 8:14, vino repede, iubitule! Fie vorba asta proverbială, bărbaților, se spune că fiecare nuntă ar trebui să fie o reciclare. Acum, soția abia așteaptă să te duci acasă și să vadă, dai cu mila, ți-amintești de dreptate, vei fi credincios. Vino, iubitule! Cum? Așa cum era altădată. Ca o căprioară. Și zice în versetul 16 al capitolului 4. Scoală-te, crivățule. Știți ce-i crivățul, da? Vânt rece de nord-est. Dar nu așa că vine de la Moscova. Vine mai de dincolo, pe lângă Urale. Pentru că în viață vin aceste vânturi rece. Și atunci le stinge focul la unii. Vino vântule de miază zi, să rugăm pe Domnul să aducă peste noi vânturi calde. Suflați peste grădina mea ca să picure mirosurile din ea. Mirosurile eu le numesc accente slabe. Trebuie accentuate, florile sunt frumoase. Dar dați-mi voie să vă întreb că suntem în sezon, care vă bucurați să stați o săptămână într-o grădină numai cu crini? Vă bucurați? Nu, eu v-aș dori măcar un cireș, că s-au copt acolo. Că dacă-s numai flori și nu și fructe, nu și accente tare, n-ajungi. Mergeau doi, nu de mult căsătoriți, pe câmp, cum își dorea și cei doi, și el a zis, auzi cum cântă păsărelele,
te iubesc, te iubesc, te iubesc. Am încercat și eu să fie romantic cu ea. Dar în ziua aia a fost bădăran, când ea s-a mișcat o creangă de la el, ce să picure vreo rod de acolo, că n-avea ce. Și la întoarcere, ea a zis, auzi cum cântă păsărele? Și eu zis, cum? Numai când te iubesc? Când dovedește-o, dovedește-o, dovedește-o. Să intre prea iubitul și să dea bunul Dumnezeu să fie flori cât vreți. Urați-vă, desmierdați-vă, dar să aveți și ce mânca. Să fie acolo și dragoste, și milă, și credincioșie, și toate. Să mănânce din roadele ei alese. Dea bunul Dumnezeu în familia noastră să fie adevăratele valori cu care ne vom putea prezenta și la Dumnezeu în cer. Acolo nu va mai trebui să punem noi accente slabe, spunem, Doamne, uite, fă-mă mai așa, rimelează-mă așa. Ne va da Dumnezeu un chip frumos. Dar valorile de interior sunt cele cu care mergem de aici și pe care trebuie să le dobândim și Duhul Sfânt să le dăltuiască în viața noastră, să le creioneze, să devenim după chipul lui Dumnezeu. Doamne, binecuvânte pe cei doi, să fie frumoși pe din afară, să nu îmbătrânească repede, apreciați-vă și bătrânețea, dar dea bun Dumnezeu pe dinăuntru să fiți sclipitori. Și asta, în primul rând, spre slavă lui Dumnezeu și bucuria voastră și a noastră tuturor. Amin.